Discutăm și despre așa zisul medicament care a apărut zilele acestea. Mă refer aici la ivermectină, da? Un medicament care am înțeles că a început să dispară, începând de ieri, din farmaciile, din Teleorman. Ce le recomandați românilor? Este într-adevăr un medicament care înțeleg că este pentru uzul caninilor. Câinilor, este un medicament care ar putea folosit și de către oameni? Este un antihelmintic împotriva parazitozelor. Discuțiile despre acest medicament le-am avut cu diversi colegi încă de acum 4-5 luni. Noi am păstrat în toată această perioadă a pandemiei o colaborare strânsă cu instituțiile de cercetare și Comisia Europeană. Am adus la nivelul țării noastre tratamentele care se prescriau în tot ce înseamnă țările din Comunitatea Europeană. Am avut antiinflamatorii, antivirale, am avut dexametazon, anticoagulante, am avut și plasmafereză, am avut și circulație extracorporeală. Deci toate tratamentele care erau acreditate prin protocoale la nivel european au existat și la noi. Orice medicament de senzație a apărut, l-am studiat, l-am evaluat. Am evaluat cu diferite clinici universitare, atât din Europa cât și din România, și unde am avut rezultate am aplicat, unde n-am avut n-am aplicat. Am văzut în ultima perioadă diverse opinii vis-a-vis de acest medicament. Nu-l avem încă în protocol. Eu sper ca vaccinarea să ne facă să avem o rată de îmbolnăvire din ce în ce mai mică și să păstrăm strict asimptomaticul în tratamentul acestei boli. Bun, dar este un medicament recomandat oamenilor în continuare? Noi nu l-avem recomandat în acest moment și nici studiile nu au arătat că avea într-adevăr un beneficiu. Adică românii se îngrămădesc, da? Am văzut ieri la Teleorman, am rămas surprinsă într-adevăr, să văd că farmaciile înțeleg că s-au golit rafturile pe acest știți medicament. Știți cum e? Avem o patologie cu un virus destul de agresiv care nu are un tratament specific. Atunci speranța ne punem în orice. Dar mă reîntorc și spun ce spuneam în toată această pandemie. Haideți să ne regăsim cel mai bun prieten care este medicul de familie și să avem o discuție cu dânsul prin prisma patologiei sau simptomatologiei pe care o prezentăm. Și încă de la început. Această infecție virală o putem trata dacă îi dăm importanța cuvenită, încă de la primele simptome. Haideți să nu lăsăm să ajungem în cea de-a doua parte a bolii, cea în care avem acea reacție a noastră împotriva noastră, acea furtună de citochine în care foarte puține medicamente mai pot face bine.